Hola hermanos, Pace fraților, buenas noches. bună seara. Hoy es el viernes y Astăzi vamos este a vineri aprender la Biblia, și el nuevo învățăm libro Hechos. din Biblie, Cartea Vamos Faptele a orar. Apostolilor. Haideți să începem cu rugăciune. Santo Dios, Sfinte misericordioso, Dumnezeule milostiv, te damos gracias por salvarnos de îți la mulțumim perdición pentru că ne-ai salvat eterna, de la pierzarea por veșnică, darnos la vida eterna pentru că ne-ai dat viața veșnică y la esperanza gloriosa de și ir al cielo speranța con Jesús. glorioasă de a merge în cer. Mulțumim! Señor, somos tus hijos Doamne, santificados. suntem copiii Tăi Queremos sfințiți, andar en este mundo vrem como să tus umblăm în hijos. această lume ca fii ai Tăi. Enséñanos, guíanos por la Învață-ne, verdad. călăuzește-ne, te rog frumos. Danos tu sabiduría para que nosotros Dă-ne mai multă entendamos înțelepciune pentru ca noi cuál să sea înțelegem tu buena voluntad y care este agradable voia y Ta cea bună și santa. desăvârșită. Señor, queremos conocer más tu Doamne, voluntad, vrem queremos să cunoaștem mai conocer mult en cuvântul Cristo, Tău, voia Ta, să guíanos por la creștem în verdad. Hristos, Hoy călăuzește-ne, estamos en presencia de ti astăzi para suntem în aprender tu prezența Ta ca palabra, să para învățăm cuvântul entender Tău, tu voluntad. ca să învățăm voia Bendícenos, por Ta. favor, con Învață-ne, te todo rog poder en tu frumos, mano încredințăm poderosa, toate en lucrurile el în nombre de mâna Ta cea Jesús. atotputernică, în Amén. numele Lui Isus. Amin. Vamos a leer, vamos a ver. Haideți să citim Libro Hechos, capítulo din Cartea 4, Faptele Apostolilor, versículo capitolul 1 4, al 12. de la versetul 1 la versetul Hechos, capítulo 12. 4, Faptele versículo 1 Apostolilor, al capitolul 12. 4, de la versetul Ellos vean. 1 la 12. Hablando ellos al Pe când pueblo, vorbeau Petru vinieron și Ioan, sobre ellos los norodului, sacerdotes con au la venit la custodia ei de pe la neașteptate guardia del preoții, templo y los capitanul templului saduceos, și saducheii, resentidos de que foarte necăjiți enseñasen că al învățau pe pueblo y norod și anunciase vesteau în en Isus Jesús la resurrección învierea de din entre los morți. muertos. Y les Au echaron pus mano mâinile pe y los ei pusieron en la și i-au cárcel hasta el aruncat în día temniță siguiente. până a doua zi Era când se noche. înserase. Pero muchos de los Însă que mulți din cei habían ce oído auziseră la palabra cuvântarea au creyeron crezut și y el numărul número de los bărbaților varones credincioși era como s-a 5.000. ridicat aproape la 5.000. Aconteció al día A siguiente doua zi, que mai se marii reunieron norodului, en bătrânii Jerusalén și los cărturarii s-au gobernantes, adunat los împreună ancianos y los la Ierusalim. escribas. El sumo Cu sacerdote marele Anás preot y Ana, Caifás, Caiafa, Juan y Ioan, Alejandro y Alexandru todos și los que toți eran de cei la ce se familia de trăgeau los din sumos neamul marilor sacerdotes. preoți. Y poniéndoles Au en pus medio, pe les Petru și pe preguntaron: Ioan în mijlocul ¿Con qué lor potestad și i-au o întrebat: en qué cu ce nombre putere sau în habéis numele hecho cui ați vosotros făcut voi estos? lucrul acesta? Entonces, Pedro, Atunci lleno de Petru, Espíritu Santo, plin de les Duh dijo: Sfânt, Gobernantes le-a del zis: pueblo y mai mari ancianos ai de norodului Israel, și bătrâni ai lui puesto que Israel, hoy se nos fiindcă interroga suntem trași acerca del astăzi la beneficio răspundere hecho a pentru un o facere hombre de bine enfermo, de făcută qué unui om manera bolnav este haya sido și suntem sanado, sea întrebați cum a fost notorio vindecat, a todos vosotros y a s-o todo știți el pueblo toți de și s-o Israel știe que tot en el nombre norodului de Israel, Jesucristo de omul Nazaret, acesta se a quien înfățișează înaintea vosotros voastră pe crucificáis deplin y sănătos, a quien în numele Dios lui Isus resucitó Hristos de din los Nazaret, muertos, pe care voi pues l-ați este hombre răstignit, está en dar pe care vuestra Dumnezeu justicia l-a sumida. înviat din morți. Este Jesús es la piedra El este reprobada piatra por lepădată vosotros de los voi, edificadores, zidarii care la a cual ajuns ha să fie venido pusă a în ser capul la piedra unghiului. del ángulo y en ningún În nimeni otro hay altul nu salvación, este porque mântuire, no hay otro căci nu este nombre sub bajo el cer cielo niciun dado alt a nume los dat hombres oamenilor en în que care trebuie podamos ser să fim salvos. mântuiți. Hasta aquí. Până aici. Seguimos aprendiendo Continuăm să Biblia. învățăm din Cartea Faptele Hemos aprendido Apostolilor. tres capítulos. Capítulo Până acum 1 am învățat de trei capitole. Hechos nos enseña Capitolul 1 din Faptele Apostolilor ascensión ne al învață cielo de despre Cristo înălțarea Domnului Iisus Hristos y la cer. capítulo 2 Capitolul 2 venida de Espíritu ne Santo prezintă sobre venirea Duhului 120 Sfânt peste hermanos cei que se 120 de reunieron en frați Asia. și cum a început biserica în Capítulo Ierusalim. 3 Faptele Apóstol Apostolilor, capitolul 3, Pedro ne y Juan prezintă cum apostolul Petru și subió al Ioan, templo, urcând la Pedro, templu, sobre todo Pedro, mai cu seamă Petru, vio a un a hombre cojo desde vindecat un nacimiento om șchiop y din después naștere predicó. și apoi a Entonces predicat mucha gente și mulți escuchó oameni au ascultat predica palabras lui de Petru Pedro, de testimonio de Jesucristo, creyeron cu muchísimo. privire la mărturia despre Aquí Iisus Hristos capítulo și au 4 crezut în nos Iisus. enseña Aici capitolul 4 ne que învață después predicar
Faptul că după ce a predicat despre Isus, mai mari norodului, conducătorii poporului Israel, au venit, au prins pe Petru și pe Ioan, i-au întemnițat și la urmă, în Consiliul Sanhedrinului, Sinedriului, Petru și Ioan au dat mărturie despre Hristos. De ce Iisus este Hristos? Cine este Iisus? Asta au explicat ei. Și subiectul studiului de astăzi este întemnițarea lui Petru și a lui Ioan și apărarea Evangheliei. În primul rând vom vedea capitolul 4, de la versetul 1 la 12, se poate împărți în două părți acest pasaj. În primul rând, de la versetul 1, versetul 4, prima parte, și de la versetul 5 la 12, a doua parte. În prima parte, prin predicarea lui Petru și a lui Ioan, au ajuns să fie întemnițați, și de la versetul 5 la versetul 12, Petru și Ioan ajung să fie în fața Consiliului Sinedriului și au explicat prin ce putere, în numele cui au predicat, cine este Isus, ce a făcut Dumnezeu prin Hristos, prin Isus. Ei au explicat soborului. În primul rând, vedem Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 1 la 4. Pe când vorbeau Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. În primul rând, această parte vom studia. Petru, cu puțină timp înainte, era laș. El s-a lepădat de Domnul și a fugit. Dar aici vedem în Petru un om curajos. Înaintea dușmanilor și înaintea multor oameni, el a predicat Evanghelia, a dat mărturie despre Iisus Hristos. Prin intermediul predicării lui, vedem că 5.000 de persoane au crezut în Domnul. Când citim acest pasaj, putem să ne amintim de un verset când Iisus se întâlnește cu Petru lângă Marea Galilei și Iisus i-a spus lui Petru și fratele lui Andrei, le-a spus, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. În Matei capitolul 4, versetul 19, promisiunea Domnului Iisus s-a împlinit. Dintr-un laș, dintr-un pescar simplu, putem vedea că Petru a ajuns un mare lucrător al lui Dumnezeu, un ucenic mare, un apostol. Pentru că Petru, conform poruncii Domnului, 3 ani și jumătate a umblat cu Domnul și el a învățat din toată inima lui cuvântul Domnului și chiar dacă el a greșit mult și a păcătuit, pocăindu-se, el a așteptat promisiunea Domnului. De aceea, după ce a primit Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, el a ajuns să fie un mare predicator, un mare lucrător al lui Dumnezeu. În ziua cincizecimii, prin predica lui, 3.000 de persoane au primit mântuirea. Și aici, în Faptele Apostolilor, capitolul 3 și 4, prin predicarea lui Petru, 5.000 de persoane au fost mântuite, au crezut în Domnul. Și atunci, promisiunea Domnului s-a împlinit întocmai cu Petru.
Și noi, de asemenea, chiar dacă suntem slabi, chiar dacă suntem neînsemnați, dar noi urmăm pe Domnul din toată inima, în mod sincer, cu credincioșie, și la urmă Domnul ne va schimba, ca și pe Petru, în mari lucrători ai lui Dumnezeu. Aceasta este promisiunea lui Dumnezeu. Matei, capitolul 16, Matei, capitolul 16, versetele 18 și 19. Versetele 18 și 19. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Iisus a dat o promisiune lui Petru. De ce? Pentru că Petru a mărturisit despre Iisus, a cunoscut într-un mod corect pe Domnul, în versetul 16, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și atunci, această promisiune dată lui Petru, Tu ești Petru, ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Iisus Hristos a dat doar lui Petru cheile împărăției, nu, tuturor credincioșilor, tuturor care crede în Iisus într-un mod corect, au aceste chei. Ioan capitolul 14, Ioan capitolul 14, Ioan capitolul 14, versetul 12, Ioan, capitolul 14, versetul 12, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari decât acestea pentru că eu mă duc la Tatăl. Aici spune că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face altele și mai mari. Este un lucru deosebit, minunat. Credincioșii vor putea să facă lucrări chiar mai mari decât Iisus. Mai mari decât Iisus. Ce înseamnă asta? Da, Domnul nostru, 3 ani și jumătate pe pământ, a făcut o lucrare măreață. El a vindecat bolnavi, a eliberat oameni de dragi, a liniștit marea înfuriată, de asemenea a ridicat din morți 3 persoane. Iisus le-a vindecat trupurile. Dar când a venit Duhul Sfânt, după ziua cincizecimii, credincioșii, prin puterea Duhului Sfânt, prin puterea lui Hristos înviat, au putut să salveze sufletele pierdute. Petru, predicând Evanghelia, în ziua cincizecimii, el a ridicat 3.000 de persoane dintre cei morți, în mod spiritual. De asemenea, aici 5.000 de persoane au fost mântuite, au fost ridicate dintre cei morți, au fost salvate din iad, dintre cei morți. Și atunci, credincioșii au un mare privilegiu pe care Dumnezeu, Domnul, ni l-a dat. Nu doar apostolii, ci și noi, credincioșii cu adevărat. Haideți să vedem mai departe, Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 3. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 3. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, că se înserase. Versetul 5. A doua zi, mai mari norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, versetul 6, cu marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Versetul 7, au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat, cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta?
Aici putem să vedem că apostolii au făcut ceva bine. Au vindecat un om, au vindecat un bolnav, au vindecat un șchiop, un olog din naștere. Și atunci ar fi trebuit să fie lăudați, dar vedem că aici au fost priguriți. Religioșii, mai cu seamă mari preoți, conducătorii Israelului, ei au început să prigonească pe apostoli. De ce? Din cauza invidiei. Pentru că apostolii în numele lui Iisus au predicat Evanghelia explicând: Iisus este Domnul și Hristosul. De asemenea, în numele lui Iisus Hristos din Nazaret am vindecat pe acest bolnav. Și marii preoți și bătrânii lui Israel au omorât pe Hristos, spunând că nu este El Mesia, Hristosul. Și atunci, prin lucrarea apostolilor, se poate descoperi ceea ce au făcut ei, falsitatea lor, înșelăciunea lor. De aceea, ei au mustrat pe apostoli, i-au întemnițat. Și atunci putem să vedem un lucru. Apostolii, făcând binele, făcând lucrarea Domnului, lucrarea lui Dumnezeu, au primit laude, au primit răsplăți omenești? Nu, ci au primit prigonire. Și noi putem să ne gândim la lucrul acesta. De ce marii preoți și bătrânii și cărturarii i-au prins, au pus una pe ei, i-au prigonit pe apostoli? De ce? Pentru că ei nu erau lucrători adevărați ai lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu lucrează undeva, într-un loc, de asemenea, diavolul lucrează. Ei, în aparență, erau lucrătorii lui Dumnezeu, erau slujitorii lui Dumnezeu, dar în realitate erau lucrătorii diavolului, satanei. Satana, diavolul, se preface în fața oamenilor într-un înger de lumină. Și slujitorii lui Satana se prefac în lumea aceasta ca slujitori ai neprihănirii. De aceea mulți oameni sunt înșelați. Trebuie să cunoaștem lucrul acesta. În lumea aceasta sunt multe biserici. De aceea, toate bisericile sunt ale lui Dumnezeu? Nu. În lumea aceasta sunt mulți păstori, predicatori, misionari. Și toți spun că sunt lucrători ale lui Dumnezeu. Dar toți sunt lucrătorii lui Dumnezeu? Biblia nu ne învață așa. 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 13 la 15. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. De aceea, trebuie să ne uităm întotdeauna la roadele lor. Dacă prin lucrarea lor s-au ridicat mântuiți cu adevărat. Dacă prin lucrarea lor este lucrarea lui Dumnezeu. Dacă învață corect cuvântul lui Dumnezeu sau nu. Trebuie să vedem lucrul acesta. Așa îi vom deosebi. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 8. Versetul 8 la 10. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni al lui Israel.
fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Aici Petru a explicat, a vorbit, s-a apărat plin de Duhul Sfânt. Da, Domnul, când a fost viu, în viață pământească, el a explicat așa. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da, să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. De aceea Petru aici, plin de Duhul Sfânt, a putut vorbi despre Hristos, pentru că Petru era plin de Duhul Sfânt. De aceea Petru, aici în trei versete, putem vedea cum el a explicat într-un mod foarte clar, cu îndrăzneală. El a explicat trei lucruri. În primul rând, despre păcatul lor. Ce au făcut ei? Mai mari norodului, bătrânii lui Israel, religioșii, poporul lui Israel, ce au făcut ei? Ce fel de păcat aveau ei? După aceea le-a explicat care este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a înviat dintre cei morți, l-a înviat din morți pe Hristos Iisus. Lucrarea lui Dumnezeu, Petru a explicat-o. De asemenea, Petru a explicat despre Hristos Iisus. El este Hristos, este Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă iudeii l-au prins pe Hristos Iisus și l-au omorât, dar Dumnezeu l-a înviat din morți, pentru că El este Hristos. Petru a explicat trei lucruri într-un mod foarte clar pentru cei religioși din Israel, pentru mai marii norodului. De ce? Pentru că Petru era plin de Duhul Sfânt. Atunci când lucrătorii lui Dumnezeu predică cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu ei și le dă cuvântul care trebuie să predice. Matei capitolul 10. Matei, capitolul 10, de la versetul 19 la 20. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru care va vorbi în voi. Când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune, căci ce veți avea de spus vă va fi dat chiar în ceasul acela. De aceea Petru a putut să predice cu îndrăzneală. Domnul le-a dat prin Duhul Sfânt cuvântul care avea să-l spună. De aceea și noi avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt. Noi când primim mântuirea, primim Duhul Sfânt în inima noastră. Asta înseamnă să primești Duhul Sfânt atunci când primești mântuirea. Dar ca să trăiești viața creștină, ca să înțelegi corect voia lui Dumnezeu, ca să predici Evanghelia, ca să slujești Domnului, noi avem nevoie de putere. De aceea, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. Nu doar predicatorii, nu doar apostolii,
ci noi, toți creștinii, fiecare dintre noi, toți credincioșii, trebuie să fim plini de Duhul Sfânt. De aceea, fiecare dintre credincioși, ca să trăim viața creștină, trebuie să cerem Domnului să ne umple cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că nu putem trăi viața creștină prin puterea noastră, ci numai prin puterea Duhului Sfânt. Trebuie să știm lucrul acesta. Efeseni, capitolul 5. De la versetul 17 la 18. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Aici spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Aceasta este o poruncă. Ca să trăim viața creștină, toți credincioșii trebuie să fie plini de Duhul Sfânt. De aceea, aici este porunca aceasta. Dimpotrivă, fiți plini de Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt ne ia în mâna Lui, cu mâna Lui puternică, inima noastră va fi plină de dragostea Domnului, plină de cuvântul Domnului, de puterea Domnului, de puterea Duhului Sfânt. Și cu această putere și cu această dragoste putem să trăim viața creștină, putem să biruim ispita, puterea celui rău. Putem să slujim mai bine, de aceea aici spune, fiți plini de Duh. Atunci când noi, iubind pe Domnul, iubind cuvântul Lui, vrem să cunoaștem voia Lui, cea bună, sfântă și desăvârșită, învățând cuvântul Domnului, Dumnezeu ne poate umple cu cuvântul Lui și cu puterea Lui și cu dragostea Lui. Și trăim viața creștină prin puterea Duhului Sfânt. De aceea aici este porunca aceasta. Fiți plini de Duhul Sfânt. Ne întoarcem în Faptele Apostolilor, capitolul 4. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 11 și 12. El, adică Iisus, este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul 11 explică, acest Iisus, El, este piatra lepădată de voi, zidarii, religioșii lui Israel, mari preoți, cărturarii, fariseii, bătrânii lui Israel, învățătorii legii, ei erau orbi spiritual, de aceea nu cunoșteau pe Domnul într-un mod corect. De aceea aici spune, Iisus, El este piatra lepădată de voi. Ei erau orbi, fiind, așa zis, lucrători al lui Dumnezeu, lucrând la templu, slujind la templu, învățând pe poporul Israel, nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Ei erau doar plătiți, erau hoți, tâlhari și dintre cei care sar pe de altă parte. Ei slujeau doar pentru beneficiu propriu. În zilele noastre sunt mulți păstori în felul acesta, doar plătiți, nu cunoșteau pe Domnul într-un mod corect, la fel ca în Faptele Apostolilor, capitolul 24, un vorbitor numit Tertul, el a acuzat pe apostolul Pavel și a spus, omul acesta care este o ciumă, da, din punctul de vedere al iudeilor, din punctul de vedere al religioșilor care nu cunosc pe Domnul, apostolul Pavel era o ciumă.
ei también llamaban a Jesús como ei, de asemenea, amigo de pecadores. Au numit pe Iisus prietenul păcătoșilor, în batjocură. Endemoniados. De asemenea, spuneau că Iisus avea drac. Así menospreciaron. În felul acesta au disprețuit pe Iisus și au disprețuit și pe apostoli, pentru că nu cunoșteau bine voia lui Dumnezeu, cuvântul Domnului. Pero aunque ellos dar chiar dacă ei au lepădat pe Iisus, așa cum vedem aici că au lepădat piatra, ei zidarii, dar totuși Iisus este capul unghiului. El este piatra lepădată care este pusă în capul unghiului. El este temelia bisericii. El este singurul mijlocitor. El misterio de Dios, el tesoro de Dios. El este comoara lui Dumnezeu, este taina lui Dumnezeu. Porque Jesús vino a este mundo como una apariencia. Iisus a venit în această lume cu o înfățișare sărăcăcioasă. Nu avea nimica care să ne atragă privirile. Tiene corazón quebrantado. De aceea numai cei umili, cu inima zdrobită, pot să îl primească pe Domnul, să-l cunoască. Para ustedes. Jesús, ¿quién será? Dar pentru noastră, cine este Iisus? O piatră lepădată. Una cabeza de ángulo para su vida. Sau capul unghiului pentru viața dumneavoastră. Fundamentul de noastră. El este temelia mântuirii noastre. El este temelia vieții noastre. El este comoara lui Dumnezeu. El este comoara vieții noastre. Versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Aici spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Numai Iisus, numai El este Mântuitorul. El este singurul mijlocitor. El este singura temelie a vieții noastre și a mântuirii noastre. Dar mulți oameni se încred în alte lucruri, în alte persoane. În Maria. Maria nu poate fi mântuitoarea noastră sau mijlocitoarea noastră. Nici Petru sau alt întemeitor de religii nu pot să fie mijlocitori sau temelia noastră. El este singurul mijlocitor, este singurul mântuitor, este singurul mijlocitor, Iisus Hristos. Ultimul verset vom vedea, 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5 și 6. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuie adevărat la vremea cuvenită. Este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Cine a murit pentru noi? Iisus. Numai El. Cine a luat păcatele noastre? Numai Iisus. Cine s-a urcat la cer? Cine acum este așezat la dreapta măririi? Cine este așezat la dreapta lui Dumnezeu? Numai Iisus Hristos. Numai El. El este singurul. De aceea Dumnezeu a spus, de aceea Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. La verdad, nu? Nadie viene. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Numai Iisus poate să spună lucrul acesta. El este singurul mijlocitor, singurul mântuitor. Faptele Apostolilor, capitolul 4, de la versetul 1 la 12, este foarte dificil să rezum în doar 30 de minute. Dar am explicat, predicând Evanghelia, apostolii au fost persecutați, prigoniți, dar ei, cu îndrăzneală, au predicat, au dat mărturie despre Iisus,
despre lucrarea lui Dumnezeu, de faptul că El este singurul mijlocitor, singurul mântuitor. În numele lui Iisus a avut loc această lucrare a lui Dumnezeu. În numele lui Iisus s-a vindecat acest olog din naștere. Iisus Hristos este singurul mijlocitor. Astăzi până aici, haideți să ne rugăm și încheiem. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne-ai salvat de la pierzarea veșnică. De asemenea, Tu ne-ai cumpărat prin sângele prețios al Domnului Iisus. Suntem ai Tăi, Doamne. Noi nu mai vrem să trăim conform plăcerii noastre, la fel cum trăiam înainte. Vrem să trăim după voia Ta. Învață-ne, Doamne. Condu-ne, Doamne. Dă-ne mai mult cuvânt, Doamne, mai multă dragoste, pentru ca noi să împlinim voia Ta pe pământ. De asemenea, să predicăm Evanghelia în orice loc. Călăuzește-ne, Te rog frumos. Acum, mulți frați predică Evanghelia în multe locuri. Doamne, ascultă-le rugăciunile și salvează-le sufletele pierdute. Încredințăm toate lucrurile în mâna Ta cea atotputernică, în numele lui Iisus. Amin.